S-au jucat, dar totodată au învățat lecția toleranței. Mai mulți elevi din Ploiești au participat la o competiție sportivă pe picior de egalitate cu copii cu sindrom Down. Sportiv la diferite discipline ai organizației Special Olympics din România, cu rezultate chiar peste hotare. În echipă au dus la bun sfârșit un traseu, egal pentru fiecare în parte, și au demonstrat că diferențele sunt eliminate acolo unde există înțelegere. Acțiunea de astăzi este menită spre a demonstra faptul că elevii, copiii cu și fără dizabilități pot clădi o generație unificată, o generație în care să nu existe diferențe, să nu existe discriminări, o generație în care toți copiii, fie că au sau nu dizabilități, să se simtă în siguranță, să se simtă parteneri, să fie egali în toate activitățile pe care le desfășoară. Proiectul acesta a urmărit instruirea unui număr de 50 de sportivi cu dizabilități care să poată ține discursuri și să se prezinte singuri. Și am avut astăzi pe Aurelia și pe Codruț, de aici de la Ploiești, care și-au ținut un discurs despre condiția lor de sportiv Special Olympics. Am fost în școli, în școli de masă din Ploiești, dar și am lucrat și cu organizația non-guvernamentale și cu Școala Specială 2 din Ploiești, tocmai în ideea de a pune împreună aceste grupuri de copii, de tineri, cu și fără dizabilități, împreună. Micuții de la școlile de masă au povestit că au în clasă colegi cu nevoi speciale, dar că pe ei nu-i deranjează aceste aspecte și îi consideră egalii lor. Se joacă și învață împreună. Am făcut mesaje de încurajare ca să îi încurajăm să meargă mai departe. Ne comportăm foarte frumos, ne jucăm, avem chiar un coleg cu dizabilități și ne jucăm cu el foarte frumos. Da. Ne jucăm cu ei și îi integrăm în jocurile noastre de fiecare dată. Da, da. Foarte frumoasă și cred că îi ajutăm acum. Da. Pentru că îi încurajăm și le dăm puterea. Colegul meu Ștefan e bun la jonglerie. Face cu mingea. Noi nu putem să facem ca și el. Și îl încurajați cum face jonglerie? Da. Petrecem mai mult timp cu ea. Încercăm să integrăm și pe ea în jocurile noastre din pauze și ea este foarte activă în pauze. Da. Uneori după ore mai stăm pe afară și mai ne jucăm cu ea. O așteptăm toți colegii. O așteptăm să scrie uneori, alteori scrie și singură. O ajutăm să socotească la matematică. Da, și de la început a fost așa. La finalul competiției, toți participanții au primit diplome și cupe. 50 de sportivi cu dizabilități intelectuale au luat parte la eveniment, iar în sprijinul lor, 960 de elevi fără dizabilități din 12 școli de masă. Alți 48 de profesori din școli de masă au luat parte la coordonarea proiectului.